articolul 39 în aliniatul 1 din legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, ați fost convocat în ședință ordinară, prin dispoziția 135 din 25.05.2018, emisă de primarul Comunei Pujol, pentru data de 31.05.2018, ordine 830, care va avea următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciul public de salubritate în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutul de funcții ale aparatului de specialitate a primarului Comunei Pujol, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind prin care se ia act de demisia consilierului local Florea Costel și vacantarea mandatului de consilier local. 4. Proiect de hotărâre privind prin care se ia act de demisia consilierului local Marian Marcel și vacantarea mandatului de consilier local. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, conform avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, supun la vot prin proiectul de hotărâre pentru a fi discutată ședința. Cine este pentru? Dau cuvântul domnului președinte Comisiei Juridice, domnul Șpașu Nicolae, pentru prezenta raportul de avizare. De raport de avizare. Al următoarelor proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxelor speciale de salubrizare. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pujol, județul Bacău. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Florea Costel și vacantarea mandatului de consilier local. Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Marian Maricel și vacantarea mandatului de consilier local. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 conform avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, Protecția Mediului și Turism, Juridică de Disciplină, analizând proiectele de hotărâre mai sus menționate, s-a constatat că s-au respectat prevederile legale. Este necesară aprobarea acestei hotărâri în vederea susținerii tuturor acțiunilor de interes local. În urma dezbaterii în cadrul Comisiei de Specialitate, la care au fost prezenți președintele Comisiei, secretarul și membrii Comisiei Juridice, avizează favorabil proiectul de hotărâre mai sus menționat în forma în care a fost redactat. Raport de avizare al următorului proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubritate în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutul de funcție al aparatului de specialitate a primarului Comunei Pujol, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind prin care se ia act de demisia consilierului local Florea Costel și vacantarea mandatului de consilier. Proiect de hotărâre privind prin care se ia act de demisia consilierului local Marcel Marian și vacantarea mandatului de consilier. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 conform avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Comisia pentru Activitate Economică Financiară, Amenajarea Teritorială și Urbanism al Consiliului Local al Comunii Pujol, luând în dezbatere proiectul de hotărâre prezente, constată că sunt conforme prevederile legale. În următoarea dezbatere din cadrul Comisiei de Specialitate Economică Financiară, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, la care au fost prezenți președintele, secretarul Comisiei și membrii acesteia,
Comisia vizând favorabil proiectele de hotărâre supuse în dezbatere în cadrul Comisiei de Societatea lor în forma în care au fost redactate. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului de utilizatori de serviciul public de salubritate în vederea calculării taxei de specialitate, dau cuvântul domnului viceprimar Ieri Juhar. Întâlnirea articolul 45 alineatul legii administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și completări de ulterioare, hotărăște. Se aprobă regulamentul numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare conform anexei 1, care face parte integrală din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se împuternicește primarul Comunei Pășor prin aparatul de specialitate din cadrul compartimentului urbanist cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor nominalizate la articolul 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Dacă aveți întrebări, discuții, privește la proiectul de hotărâre de așa funcționat. Supunem la vot? Hotărâre. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonei gravii și statutul de funcții al aparatului de specialitate al Departamentului Primarul Comunei Pășor de Bacău. Prezentul domnul secretar, Nicolae Nicolae. Hotărâre privind aprobarea ordonei gravii și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pășor județul Bacău, având în vedere expunerea de motive, avizul comisiilor de specialitate, prevederea articolului 107 din legea 188/99 privind statutul funcționarului public, republicată în 2007, cu modificări și completările ulterioare, avizul Agenției Naționale de Funcționare Publici 23.862/2018, întâmplă prevederea articolului 36, alineatul 1, alineatul 2 și litera A, alineatul 3, litera B, alineat 9, precum și art 45 din legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al primarului Comunei Pășor de Subacău, prevăzută în anexa 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrată din această hotărâre. Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Pășor de Subacău, prevăzut la anexa 2 la prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului, județul Bacău, primarului comunei, județul Bacău și compartimentului de contabilitate și resurse umane. Avizul dat de Agenția Națională Funcțională Publici cu numărul respectiv care este, se referă la... Deci Agenția Națională Funcțională Publici sună în altfel. Acordă aviz privind funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pășor, județul Bacău, precum și pentru echivalarea funcțiilor publice specifice de polițist local, clasa 1, grad profesional asistent și polițist local, gradul 3, clasa 3, grad profesional asistent cu funcțiile publice generale de inspector, clasa 1, grad profesional asistent și referent, clasa 3, grad profesional asistent. Aceste avize le-am obținut târziu pentru anul 2018, datorită faptului că noi am făcut documentația respectivă, dar o persoană de acolo, persoana respectivă, a fost o chestiune care a fost detașată și nu puteam, nu, am făcut documentația, am obținut totul, deci suntem în regulă, fapt pentru care... A fost discutat. Da, pe asta vreau să spun că statul de funcții a fost aprobat de Consiliul Local, dar în urma avizului am repus toate aceleași persoane, deci limita este 44 de persoane și de posturi care sunt ocupate și libere, care exact că fost statul de funcții, deci nu este nicio modificare. Aceeași problemă, ca să nu mai reiau din nou, se referă și la ocuparea, planul de ocupare a funcțiilor publice, a fost aprobat de Consiliul Local total, dar pentru 2018, dar cu modificările respective sugerate și avizate de către Agenția Națională a Funcțiilor Publice. Ca să reiau acum, prezint, domnul președinte, cu permisiunea dumneavoastră, prezint și cele două hotărâri cu demisia celor doi consilieri.
Deci proiect de hotărâre privind prin care se ia act de demisia consilierului local Florea Costel și vacantarea mandatului de consilier local. La artul 1 se specifică că ia act de demisia înaintată de domnul Florea Costel, consilier local, în cadrul Consiliului Local al Comunei Brujol. Locul ocupat de domnul Florea Costel, în cadrul Consiliului Local al Comunei Brujol, se declară vacant, el urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista Partidului Mișcarea Populară. Secretarul Comunei Brujol va înainta Comisiei de Validare a mandatelor de consilier în cadrul Comisiei Consiliului Local al Comunei Brujol, nominalizate prin HCL 1/2018, documentează în vederea validării mandatului consilier local pentru supleant de pe lista Partidului Mișcarea Populară. Aceeași problemă este și pentru domnul Marian Maricel, proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia consilierului local Marian Maricel și vacantarea mandatului consilier local. Deci ia act de demisia înaintată de domnul Marian Maricel, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Brujol. Locul ocupat de Marian Maricel, exact aceeași situație. Aici, practic, ei au motivat probleme personale, n-au dat alte explicații. Este un referat dat, făcut de noi, împreună cu domnul primar. Da, am făcut propunerea pentru dumneavoastră și este. Noi am făcut și... Am fost la PMP, dar o mai rămas cineva la PMP. Nu-mi interesează. Că rămas măsesc, cu simplu. Pe noi chiar nu-mi interesează. Așa, ca să vă spun, am primit adresă, ca să vă spun, către organizația județeană a PMP, Partidul Mișcarea Populară, vă transmitem prin prezenta copiii Xerox, după cererea de demisie din funcția de consilier local al domnilor Marian Maricel și Florea Costel, membri al Partidului Mișcarea Populară, fapt pentru care solicităm să ne comunicați care sunt membrii PMP care îi propune să fie validați ca membri în Consiliul Local al Comunei Brujol de Subacău, conform listelor de candidați, din data de 5 iunie 2016, și am nominalizat aici persoanele, dar care îi nominizează ei. Noi așa. Atât de parte de la... Mă pot să o trece la cuvânt? Dar discuții, dacă vreau să vă dar nu s-a votat. A, da. De ce? Da. Poate discute cineva. Mai am o chestiune. Da. Mai am o chestie și discutăm după aia, dacă îmi permiteți, da? Domnul primar știe... Chestia e în plus. Nu e în plus. Scuzați-mă, nu. S-a înaintat la școală o adresă către noi, domnul primar mi-a repartizat-o mie, adresa respectivă și vă prezint dumneavoastră, împreună și dumneavoastră cum considerați, domnul primar cum face propunerea și după necesități solicitați, cum solicitați, cum știe dumneavoastră și dumneavoastră, faceți propunerea respectivă. Către Oate Pârjol, în atenția domnului primar, școala gimnalizată Pârjol este adresată. Vă solicităm prin prezenta să dispuneți a pune pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local, comentez, din data de 31 mai, transportul elevilor de pe dealul Aliei. Mai mult n-am avut nici motivație, nimic. Domnul primar poate știe mai multe. Și domnul Irinel, da, atât am avut. Spuneți, da. Da, de la părinți, de dealul Arii, trebuie pus un microfon și pus coadă de motor, unul dintre microfone, dar ținând cont de faptul că e destul de aglomerat zona și nu prea avem cum să... O să decalăm cumva programul, să începem orele de la ora 9, la Bărnășeni, și copiii atunci de pe dealul Arii. Grădinița și unul cu altul. Dacă trimite microbuzul, poți să vină și cei de la 5 ori, nu niciun fel de problemă. Au 2 km, distanța de jos de lung. Sunt undeva în jur de 25 de copii. Vă dați seama, așa suntem puțin la Bărnășeni. Dacă prieteni și de aluare, că au ofertă de la Ardeoani, și pleacă la Ardeoani. Dați seama că trebuie găsită o soluție să rezolvăm problema. Dar nu s-ar putea să mai solicităm să mai întâmplăm un lucru și o soluție, să vedem cum am încercat. Mai am solicitat un microbus, dar nu se știe că m-am întâmplat. Da. Eu am avut copii acolo, așa, problema este și pentru cei de aluare, dar și ăștia din capătul s-a dat tot aceea distanță. Da, păi dacă vine microbusul de pe locul ăsta, să-i iau pe toți, o să-i aducă, să-i aducă pe ceilalți. Împreună cu domnul directoare și cu domnul primar o să stabilim undeva stații unde să se adune, că nu poate să oprească microbuzul din poartă în poartă. Corect. În Japonia, trenul accelerat se oprește într-o gară pentru un singur elev. Elevul.
Așa că pot să oprească și la fărții care poartă la mașină. La mașină. La mașină. Nu, nu, cum se încadrează în timp? În timp, e vorba de timp. Nu, problema. Vă dați seama. Cincere, domnice. Cincere. Le-a creat la dacă nu este la poartă, pe jos. Nu, nu, nu. Rămân stațiile care sunt stațiile din microbus, alea... Se poate găsi. Se poate găsi o soluție. Așa, ori aducem și pe ceilalți. Vedem, poate mai reușim să ne ajutăm și despre partea despre Sărata. Că și ei ne-au luat dintre bine. Bineînțeles că aici vorbim de decalarea orarului. O să decalăm la orarului. De la ora 9 nu e niciun fel de problemă, că nu cred că e nimeni. Părăsc că elevii vor fi mai bucuroși. Da, 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 așa. Depinde. Depinde institut. Așa că ei pentru mai socializează, că merg să mai joacă. Așa că pentru opozii ei nu prea au timp. Supunem la vot punctul 2. Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcție al aparatului de specialitate mai așa. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind de care se ia de demisia consilierului local. Demisia. Doarea consilierului. Și 5. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, conform avizului național, a Agenției Naționale Funcțiilor Funcționarilor Publici și cel scuze. Așa, să punem la vot. Are împotrivă? Abține? Eu mai încerc. Așa. Fiind utilizate toate proiectele de ordine de zi, declară. Ce vrem să rezolvăm?